Salutare, măi nebunilor! Ce mai faceți? Bine v-am găsit la un nou episod din cariera Drumul spre Glorie cu echipa FC Argeș și ne aflăm în Liga 1 după o promovare care a părut ușoară, dar ne lovim de timpuri grele aici în Liga 1. Nu avem un lot foarte puternic, suntem pe locul 8, abia avem 3 victorii, dintre care una este la simulare, am avut noroc, am mai simulat în partide pentru că mă interesează mai mult partea a doua a campionatului, să nu vă plictisesc, ținând cont că ne rotim apoi în play-out sau play-off. Noi sperăm să prindem play-off-ul. E greu, da? Sperăm. Iar ca obiectiv principal este să nu retrogradăm și să câștigăm sau să jucăm finala Cupei României. Pe aia, sigur, mi-o doresc și chiar o să fac orice posibil să ajung în finală. Pentru că este drumul cel mai ușor să prindem Europa League. Va urma meci dificil cu Astra Giurgiu, echipă care e clar în play-off. Este pe locul 4, iată o victorie o duce pe locul 2 chiar. Și vorbim lucruri mari, apoi avem meci cu Viitorul, un meci care va fi crucial, ar trebui în mod normal să-l câștigăm pentru că se află la egalitate de puncte cu noi și oarecum putem face trecerea spre play-off. La transferuri, nu știu, după cum știți, lotul nostru este puțin cam subțire, l-am pierdut câțiva jucători, dacă ați văzut în episoadele următoare, cum ar fi Nedelev, Șerban, din erori, erorile mele, unul a avut clauză de reziliere, pe celălalt am dat accept fără să vreau și l-am vândut. L-am adus pe Ion, crezând că voi face un jucător bun, dar se pare că nu este jucătorul care mi-l doream și în iarnă o să încerc să-l schimb cu altcineva sau poate să-l vând. Kulenovic se mișcă bine, promite, are 20 de ani și cred că îl vom face să joace din ce în ce mai bine. Avem pe Mihaiu, ne bazăm pe el. Grecul la fel a început să crească de când a plecat Nedelev, deci avem jucătorii să ne târâm, să zic, până în iarnă, pentru că jos e dezastru, nu putem să emitem pretenții cu jucători de 57, 59, 59 de tur, dar e puțin mai bine aici și o să-l trecem în locul lui Motroc, pentru că avem nevoie aici de fundași. Fundași mulți. Ca echipă nu arătăm rău. Aici avem un implant, l-am băgat pe Ispas ca să-l urc pe Babuescu în locul lui Șerban, nu avem jucători de închidere și Babuescu se pare să fie perfect acolo. Are 67 la 18 ani, deci un lucru foarte bun. Dar așteptăm jucători. Eu am un shortlist de transferuri, dar nu cred că în episodul acesta o să facem oferte. Am nevoie de funda stânga și am pe Carbonero aici. Nu mă dă-i Y. Bă, dar te morți, mătii. Gata. Am pe Ioane, pe Nepuseno, Vasilescu, ia să le dăm noi un sort mai bine. Pentru postul de portar am 3 pe Ioane. Tătaru și Brânza așteptă de la scouterul meu să ne aducă vești. Pe Facundo Malo pentru postul de fundaș. Stânga l-am pe Vasilescu de 24 de ani, pe Țicu de la Ploiești, Țigănașu și pe Trușescu de la Astra. Aici l-am pe Mario Bratu, Corban de 22 de ani, vreau să văd ce valoare are Dulca. Napusento e jucătorul vostru, Eduard Florescu 23 de ani, la Botoșan, la fel, să vedem ce știe. Romario Moise știu care peste 70, dar așteptăm. Campanu la fel e un jucător bun în atac, un jucător de forță și
O să-l încerc și pe el. Valentin Gheorghe, Colo, Sefer de la Rapid, Denis Alibe, că e feblețea mea și mi-aș dori să ajung să pot să-l cumpăr. Hai să-i facem o ofertă să vedem dacă ne-l dă ea. Că tot vorbeam de Denis Alibek. Bani avem. O încercăm și noi. 5 milioane 400. Hai mă că mai găsim noi așa o părtiță mică, uite, cercam 4 milioane 100 și îți mai dă fratele tău și o clauză de 20%. 25, uite. Să nu zici că sunt țigan. Mai e mult, dacă tu nu vrei clauză, merg pe 4 milioane. Nu-ți dau. Sincer, nu-ți dau. Tu dă-l pe 4 milioane, că e bine. Aole, nu cred. Suntem pe picior să-l luăm pe Denis Alibek, dacă ați observat. Pe picior mare suntem. Așa, mai am pe Florea Gheorghe, mamă, dacă vine Denis. Suntem forță. Însă hai să ne bucurăm de meciul cu Astra și să lăsăm visele cu Denis, că poate ne da cu două goluri și îl dau afară pe ușă, îl dau. Vreau să încerc cu Grecu. Așa, Romero Blejdea. Iată-l pe Denis. Îi trage lui Budescu la poartă. Ăștia sunt nebuni amândoi. Suntem pe stadionul Nicolae Dobrin și se joacă puternic, se joacă în forță. Iată, publicul nostru pitejtean vrea victoria de la noi. El este Romica, micuțul. Micuțul jucător al nostru. Mamă, ce freză are Denis, cam i-au făcut băieții cam mult păr lui Denis în cap. Budescu se mai aduce, dar Denis nu prea. Mamă, păi dacă l-au după Denis, vând tot din atac. Îl opresc pe Blejdea. Romero și Kulenovic vor dispărea sigur că n-au cum să joace cu Denis. Iată echipa noastră, o echipă cu români în afară de Romero. Avem foarte mulți români și începe meciul. Și iată cât de frumos scapă Romero, 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 stai, gol, minutul 3, n-au atins mingea jucătorii Astrei și nebunul de Romero face senzație majoră cu 40 la oră. Publicul a nebunit. Publicul a nebunit după începutul ăsta fulminant al nostru.
Să vedem ce vor face. Mare nebunie în tribune. Am făcut o mică pauză să schimbă bateria la controller, că îmi făcea figuri. Ar trebui să ținem de scorul ăsta, să nu ne hazardăm așa. Talpa Baboescu, ce viteză bună are Baboescu mai departe. Baboescu îl găsește acum pe Blejdea. Blejdea la balon. Ah, pierde în fața lui Grahovaț. No. Foarte bine a intervenit acolo numărul 5, Paul Iacob, un jucător extrem de bun de la Viitorul Constanța. Jucător care a venit gratis, iată, bine Grecu mai departe pentru Tofan la balon. Acum îl găsește mai departe pe Blejdea se întoarce, Blejdea în cotură, dar Budescu are și el o experiență, nu este orice jucător. Ștahăr mai departe pentru Crepulia, trecere foarte bună. Îl facem, bine Tofane, bravo bă Tofane, bine bă, iată că îl ridiculizează pe Budescu. Ce-a bătut joc de Budescu. E bine asta. Un lucru bun. Îi demonstră lui Budescu că nu este el. Buricul pământului, iată-l pe Romero, face o preluare bună. Însă ar trebui să ne închidem bine de tot, să aruncă ispas foarte bine. Nu a fost ispas, a fost același Paul Iacob. Resping băieții noștri. Cine? Muistu de Alibeg ne-a dat gol. Ne-a dat gol Alibeg, nenorocitul. Scârba, drecu, cici. Du-te, mă, drecu, de aici. Aolo, ce bombă ne-a dat. Ce să mai zicem? Voi ce ziceți? Merită 4 milioane? Eu zic că merită. O execuție fenomenală. Baboescu pierde balonul. Are un pressing care te sufocă, te copleșește Astra. Mamă, deci nu mișcă acolo nimeni în fața lui Tofan. Este imperial băiatul ăsta. Iată, joacă și Turșescu ăsta, care vroiam noi să-l luăm. Probabil de asta nu ni-l dă Astra. Reține Ducan. Hai mă, Baboescule. To, 2-1, Denis Alibek. N-ai frate ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Și portarul se uită la ele. Bine. Pau! Ce ratare avem. Avem și noi șansa noastră. Ispas acum are un șut bun, dar văd că nu trage. Încearcă să combine și combine bine. Romero! Apără Lazar. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time.
Meciul încă promite multe. Momentan nu schimb nimic, îi las așa. Are Grecu, hai că avem șanse. Avem șanse, bine Grecule, bine bă băiatule, bă, bine. Hai să vedem ce știe și Ion ăsta. Ca până acum nu ne-a arătat prea mare lucru, dacă luăm bătaie grosă. Offside. Ne afundăm din nou spre play-out. A intrat Kulenović. Ion este împins și nu se dă nimic. Bine, spas. Ne ducem foarte bine. Bravo, băi, tofane, băi, e peste tot asta. E peste tot tofan. O încearcă și fata, dar nu... Foarte bine, Iacob, sunt ultimii. Tă futuți morții, mătii de arbitru. Se termină meciul 2-1 pentru Astra. Denis Alibek a întors meciul. Tocmai Denis cu care negociem întoarce meciul. Ce dracu vrei, mă, tu, vătere? Ia mai marș, mă, du-te, recu. Ai venit și cu tupeu pe tine. Pune recu mâna și joacă fotbal, căcat la curci ești. Ce 4.900.000 mai 30 de cun apoi la negociere aici? Tu crezi că îți dau ție 4.900.000? Tu ești sănătos la cap. Mai nu-ți dau mai mult dacă vrei bine, dacă nu. Nu. 4. Nu cred că o să ne înțelegem, că văd că el o ține pe a lui, eu pe a mea. Da. Am încercat-o și eu, ce să facem acum. N-a ieșit. Poate ne iese cu viitorul. Suntem puțin cam departe. 4 puncte ne desparte de Gaz Metan și de Dinamo, o groază. Și câte etape mai avem? De-abia s-a terminat turul, cum ar veni. Sunt 14 echipe.
26 de meciuri, ăsta e meciul 13. Da, pe aia avem șanse, nu e... Nu e panică. Mergem să jucăm și cu regele. Hai să mai băgăm și noi din ăștia la alții. Poate mai descoperim ceva pe aici. Uite, ia să-i dăm șansă și lui Agaki. Trebuie să mai acordăm cât o șansă și rezervelor, pentru că, da, pariera asta nu e... Să simulăm cu echipele mici, nu există echipă mică în fața lui FC Argeș, toate sunt echipe mari, sunt peste. Și automat cam o să jucăm majoritatea meciurilor și trebuie să mai încercăm și din rezerve să vedem ce jucători avem pe acolo. Și astăzi încercăm câțiva jucători. Nu avem ce face. Cu viitorul ce să mai e, pe viață și pe moarte, cu Astra a mai fost cum a mai fost, dar cu viitorul trebuie să câștigăm. Pentru că sunt sub noi. Bine, foarte bine Gachi. Poate mai acest balon să-l vedem acum pe Năstăsie. Năstăsie până la Popa. Popa foarte bine. Și el găsește pe Blejdea. Blejdea se duce de unul singur. Acum îl găsește pe Kurenović. Kurenović stă pe portarul. Kurenović. Gol! FC Argeș! Deschide scorul FC Argeșul nostru. Argeșul nostru deschide scorul. S-a jucat foarte bine acest... balon. Bă, nu știu, mi se pare că rectorii bat pe Năstăsie și pe Popa la combinația amândoi în același meci. Joacă bine. Nici nu-și ca overall-ul ăsta, iată și pe Mati și acolo se zbate bine. Tot Kurenović, tot Kurenović este acolo. A încercat să-l un șut. Mai pe forță. Stau pe gane, mamă, unde a coborât Popa? Iar acum Preperiță, Preperiță la balon, se zbate foarte bine, Preperiță o cere Năstăsie și o primește, haide, ia să vedem acum băieții, intrăm foarte bine pe centru, Năstăsie, nu, mai departe, Năstăsie, Matiș, ce ai făcut? Un contraatac ca la carte al celor de la viitorul. Iese bine Agaci și reține. Dacă apără bine Agaci, meciul ăsta o să scoatem ceilalți portari din lista de transferuri. Ia să vedem cum scapă Blejdea, Blejdea la balon, Blejdea, Blejdea mai departe, îl găsește pe Kurenović. Kurenović, bombă și scoate portarul.
Putem să facem 2-0. Iacob, apără că buz încă o dată. Suntem peste Blești de Anastasie. Anastasie la balon. Vine cu concentrare pentru Matej. S-a băgat cu lemn, nu prepelițele. O apariție surprinzătoare lui Prepeliț acolo. Bravo, băi, Turda, băi, gol! Iancu! A, da, gol, Iancu! Asta e? Noi jucăm mai bine și marchează ceilalți. Cum s-a întâmplat și cu Astra, a venit Denis cu două execuții magistrale. Poate venim acum cu 2-1, nu? Hai cu haide, Blejde, 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 Blejde! Incredibilă ratare! Mult este exasperat! Oancea! Și el joacă pentru prima dată în locul lui Tofan. Minutul 45 și scapă extraordinar de repede Mățan acolo, trebuie să strânge rândurile, trebuie să strânge la Paragachi. Ce ocazie imensă are și Viitorul și cred că a fost ultima. Năstăsie la balon, Năstăsie încearcă pădre, că n-am spus nimic. Băgăm viteză. Mergem pe viteză. Introducem jucătorul nostru emblemă pe Romero. Oancea a... Ia că a scăpat Romero. A scăpat Romero, acum pasă la Kulenovic, Kulenovic sigur cu portarul, Kulenovic! Dai, bă, dă-te morții, mătii! Ce ocazie ratăm, puteam... Să facem iar 2-1. Mamă, ce noroc avem, a dat pe lângă ea, să vedem acum. Poate avem și pe o șansă la contraatac, încearcă și Kulenovic, dar încearcă. Aiurea, pentru că nu e punctul lui fort. Na, ce să mai faci? Bine, aia pula, du-te mă morți, mă, ia uite, bă, tot 2-1, mă. Avem un ghinion de... Dar nu s-a mai văzut pe lumea asta. Fu-te în gură de tu, șier, muist. Arză te arcatranul și focul iadului să te arză. E bine ce a făcut Romero, hai să scoatem 2-2! E periculos. Pumalo. Oh,
Ce păcat! Exact ce nu dorem, asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Hi there, have you got a minute for a question? Adi mutuie. E foarte supărat. Încearcă să ridice și el moralul jucătorilor, dar nu prea mai are nici el moral, sărac. Și e păcat, pentru că jucăm sincer, mi se pare că jucăm foarte bine. Sincer, mi se pare că jucăm foarte bine. Sunt puțin supărat, dar ce să facem, transfer pentru Mihaiul, vrea Flintstone ăștia. No, ia că intră la negocieri, trebuie să rupem și noi un 700. Pa bune! Păi dacă am luat pe Mihai 660.000, e talent. Ne scoatem și banii și pe plus. Avem vești cu voluntariu. Voluntare pe penultimul loc. Nici nu suntem prea departe. Iată, voluntare 9 puncte, noi 14, următorul loc de play-off 19. Suntem între ele, cam acum se va alege soarta noastră. Vom avea, ia ce meciuri avem, cu voluntar, cu UTA și cu Craiova. O să ne vedem la meciul cu Craiova, până atunci le simulez, poate mai scot ceva puncte, însă toate se vor întâmpla în următorul episod. La revedere!